Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Învățăturile Sfântului Nicolae Velimirovici, din cartea sa Gânduri despre bine și rău. Așadar, Sfântul Nicolae Velimirovici, Gânduri despre bine și rău, fierul ruginit. Nu te plânge că Dumnezeu a îngăduit asupra ta boala. Adu-ți aminte că Dumnezeu a îngăduit bolii și mai grele asupra unor oameni mai stinți decât tine. Închipuiește-ți un drum de fier care stă ani de zile în fundul fierăriei. În cele din urmă, el începe să-l roage pe fierar să facă ceva și din el. Fierarul apucă cu grabă și-l aruncă în foc. Și apoi, înroșit, îl bate pe nicovală. Oare trebuie atunci fierul ca să plângă? Și boala ta este bucurie, nu de jale. Orice boală este de bucurie, nu de jale. Căci tu l-ai rugat pe Dumnezeu să te facă și pe tine un om mai bun. Iar Dumnezeu te-a luat în lucru și a început să te călească și să te oțelească. Dumnezeu te-a luat în lucru, bolnavule. Bucură-te, fier ruginit din fundul fierăriei. Oglinz. Fiecare om nou născut este oglindă nouă a lui Dumnezeu, puțin aburită de păcatul neascultării. Această puțină brumă de pe sufletul omului nou născut este închipuită de feluritele înclinații rele ale omului, deoarece păcatul neascultării de Dumnezeu se află înfățișat în toate celelalte păcate, obiceiuri rele, patim și neputințe. Sau neputințe și patim. Această puțină brumă de pe sufletul fiecărui nou născut închipuie o înclinație aparte spre rău. Existând deci un mare număr de înclinații spre rău, există și un mare număr de oameni, de situații în viață și de tragedii omenești. Însă Dumnezeu este drept cu fiecare om. Cunoscând bruma de pe sufletul fiecăruia, El rostuiește pe fiecare într-o împrejurare din viață în care bruma să-i fie cel mai ușor îndepărtată de lumină. De aceea bruma închipe înclinarea spre mândrie. Dumnezeu va așeza sufletul noului nou născut într-o stare foarte modestă, pentru ca sufletul să se obișnuiască cu smerenia și să se vindece. Astfel de mândria care îl primejduiește. Dacă acea brumă închipuie o iubire de sine, atunci Dumnezeu, dacă acea brumă închipuie o înclinare spre mândrie, Dumnezeu va așeza sufletul nou născut într-o stare foarte modestă, pentru ca sufletul să se obișnuiască cu smerenia și să se vindece, astfel de mândria care îl primejduiește. Dacă acea brumă închipuie o iubire de sine, atunci Dumnezeu va așeza sufletul într-un astfel de loc în care să se poată mai jertfi mai ușor pentru binele altor oameni, fie pentru familie numeroasă, fie pentru societate, fie pentru țară. Dacă sufletul se naște cu înclinare spre deznădejde, Dumnezeu îl va așeza într-un loc foarte dinamic, unde rare ori să găsește prilej de deznădejde. Dacă sufletul se naște cu înclinare spre plăceri trupești, Dumnezeu îl va așeza într-un loc în care plăcerea trupească nu se va putea atinge ușor. Iată de ce adesea ni se pare că nimeni nu-i la locul său în lume. Iată pentru ce un negustor seamănă mai mult cu un polițist, iar polițistul cu un negustor, un ofițer cu un călugăr și călugărul cu un ofițer. Sluga seamănă mai mult cu un împărat, iar împăratul ca un slugă, un papă cu un voivod și voivodul cu un papă. Însă, fără să țină seama de împrejurările și noaptea, ziua și noaptea Dumnezeu stă în slujba fiecărui suflet, zidit cu leacurile sale pline de har, împotriva măsurii de rău a acestuia, cu cât îl așează pe om într-un loc mai anevoios, cu atât îi dăruiește ajutor mai bogat în har. Iar când oamenii ajung nemulțumiți de starea în care i-a așezat Dumnezeu, atunci ei săvârșesc
păcatul lui Adam, din nou păcatul lui Adam cel al neascultării, atunci patima cu a cărei inclinații s-a născut începe să crească repede și să-i copleșească. În măsura în care crește patima unui om, sufletul încearcă să se închipuie, să se asemene chipului acelei patimi din natură, cum ar fi pisica, câinele, lupeul, vulpea, pe fiecare reprezintă o patimă. Câinele, urcăciunea, vulpea, viclenia, leul, mândria, tigru, furia. Iar dacă o patimă ajunge să stăpânească pe om în întregime, atunci omul trece în rău chipul acelei patimi. Omul pisică ajunge mai iubitor de sine decât pisica. Omul câine mai lacom decât câinele. Omul lup mai crud decât lupul. Omul vulpe mai viclean decât vulpea. Acest lucru nu ți-l spun doar pentru a-l cunoaște, ci pentru a te cerceta pe tine însuți și a afla cu ce fel de neputință te-ai născut și cu câtă neascultare de Dumnezeu ți-ai îngăduit în acea neputință să nu te copleșească. Pentru că atunci când îți va suna ceasul și te vei despărți de trup, sufletul, acum ascuns sub masca trupului, se va arăta în chip acelei fiare sălbatice pe care ai crescut-o în lăuntru. Păcătosul îl urăște pe cel drept. Omul îl urăște pe cel împotriva căruia păcătuiește. Mai întâi se teme de el, apoi îl urăște. Când omul săvârșește un păcat față de prietenul său, mai întâi îl cuprinde frica, care în curând se preschimbă în ură, iar ura întunecă totul. Omul îl urăște pe cel pe care îi cunoaște păcatul. Mai întâi se teme de el, apoi îl urăște. Când omul află că cineva îi cunoaște păcatul, mai întâi îl cuprinde frica de acela. Frica se preschimbă curând în ură, iar ura întunecă totul. Același lucru se întâmplă în sufletul omului care își dă seama că a săvârșit păcat împotriva lui Dumnezeu sau că Dumnezeu cunoaște păcatul lui. Mai întâi îl cuprinde teama de Dumnezeu. Teama în curând se preschimbă în ură față de Dumnezeu. Iar ura întunecă totul. Orbit de ură pentru oameni, omul se gândește la ucidere. Însă deoarece uciderea lui Dumnezeu nu este cu putință, atunci omul orbit de ură pentru Dumnezeu, în loc de ucidere, face ceva ce îi se pare cam același lucru. Îl tăgăduiește pe Dumnezeu. Însă acest lucru înseamnă nu uciderea lui Dumnezeu, ci se aseamănă sinuciderii. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.